6 persoane au fost ucise în urma atacurilor cu rachete lansate de Rusia în Odessa și regiunea Donețk azi dimineață. Nu vom ierta niciodată durerea pe care Rusia a adus-o în țara noastră. Este promisiunea făcută de Zelenski după acest atac sângeros. Care este concluzia primei săptămâni de la lansarea contraofensivei? De partea cui se înregistrează progrese? Afli de la Alexandru Georgescu, expert în geopolitică. În primul rând avem parte de considerația militară. Este clar că ucrainienii trebuie să mențină tempoul atacurilor lor, tocmai pentru că au de-a face și cu problemele economice și de infrastructură critică ale țării și cu moralul populației, care în absența unei ofensive reale de a încerca să îi împingă pe ruși în afara țării, s-ar putea ca acest moral să scadă. În același timp, ucrainienii vor să îi împiedice pe ruși să creeze fortificații defensive mult prea puternice pentru o eventuală ofensivă viitoare și în acest sens atacă acum, tocmai pentru că așa cum arată rapoartele de profil, există deja fortificații relativ puternice și dacă ar aștepta și mai mult timp, atunci ar fi mult mai greu să conteste regiunile respective în condițiile în care leadership-ul ucrainian în continuare susține ideea de a recupera absolut tot teritoriul ocupat de ruși, inclusiv și anexat ilegal de ruși, inclusiv Crimea. Nu în ultimul rând, ar trebui să, și desigur prioritatea ar fi spargerea coridorului terestru dintre Crimea și teritoriul rusesc, tocmai pentru a face cât mai greu de ținut peninsula respectivă. În același timp, un criteriu politic, să zicem așa, care nu ține de gândirea militară, este și faptul că cu timpul s-ar putea să asistăm și asistăm deja de fapt la obosirea publicului vestic pe tema Ucrainei.